Bună dimineața! Ia uitați unde am dormit noi azi noapte. Aici, fix, lângă plajă, pe coasta de Azur. Astăzi e un pic înnorat, dar se vede foarte frumos soarele așa printre noi. Ana e acolo. Bunica, uitați-vă, bunica. Azi e mult mai calmă marea decât ieri, dar tot sunt valuri. Și nu e foarte mult soare încă, ca să se vadă culoarea asta a mării, extraordinară, da? Puteți vedea aici. Și mergem acum să mâncăm și noi, să mutăm mașina și nici nu știu exact ce o să facem astăzi, da? O să aflați voi pe parcurs. Uite, apropo de asta, countryside, adică cam așa arată un countryside aici. Asta este un fel de otopeni, nu știu, dau un exemplu, nu e otopeni, dar nu suntem otopeni. Da, da. Dar este un fel de otopeni, adică este locul unde oamenii care nu mai vor să stea în oraș vin să stea. În zona asta vin, e foarte. Dar cu bani, da, oameni cu bani. Extraordinar. Câte case sunt ascunse? Adică tu nu vezi foarte multe locuri. Nu știu, zici, mamă, ce mă-i carul ăsta? Da, frate, e mare casa acolo. Uite, fii atent, gen, să filmezi după coborârea asta, în dreapta. Okay. Fix acum, când coborâm, când ajungem aici, să vezi ce frumoase sunt casele, în dreapta. Uite-te cum sunt puse copălina. Adică, e tare rău de tot. Orașul se numește Gras, tot ce vezi în față, de exemplu, tot ce se vede în față, este orașul Gras. Uh-huh. Italiana e Grasso. Chiar scrie când intrăm în oraș Grasso. Ce faci Grasso? Ce faci Grasso? Asta înseamnă gras, ca în română gras, adică nu e... Da, rău de tot. Deci stai, o să vezi acum ce... Este capitala mondială a parfumurilor, acest oraș. Cam de aici se zice că se pleacă. Ideea e că nu e tendința parfumurilor care pleacă de aici, că nu mai funcționează așa lumea cum funcționa atunci. Da, 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 da. Atunci, pe vremea respectivă, de ce ar fi fost numită așa? Pentru că portul din Nice aducea tot felul de plante, flori, care erau folosite la parfumuri, aduse din Orientul Mijlociu, toate nebunile. Adică, na, vin port aici și toți luau flori de aici. Aici sunt, uite, de exemplu, intrări în casă, frate. Uite-te și tu, asta este un gard de casă. Uite, intrări. Imaginezi ce e în spate, da, în gardul ăsta. Gen, uite-te, sunt niște, cum se numește? Unde sunt? Conaci. Palei. Conac, exact, cum ar fi la noi, uite-te. Adică este super. Este... Vezi nimic? Nu vezi nimic, absolut. Nu poți să înțelegi nimic. De exemplu, aici e teren de golf. Oare cine se joacă? Bogați. Nu noi. Nu noi, noi nu ne jucăm. Mergem mai încolo. Nu, dar uite, de exemplu, mie personal nu-mi place. Am încercat. Nu mi se pare ceva... E frumos. E o zonă foarte locuibilă, să zic așa. Sunt foarte mulți oameni care, de fapt, lucrează jos. Foarte jos unde? De unde am plecat. Okay. De exemplu, am doi colegi care stau aici. Și prețurile sunt decente? De la 1200 în sus, pe lună. Pentru apartament? Pentru casă. Sau casă? Casă, da. Bine, nu mare, nu-ți imagina. Noi românii ne imaginăm vile. 250 de metri, da. Nu voi, noi, ca români. Da, 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 da. Când zice cineva că stă la casă, mamă, tati, am o vilă, cea mai mare. Casă, 80 de metri, 90 de metri pătrați de casă. Și probabil un etaj? 50 amprenta cu două etaje, gen, a, adică okay. Deci 100. Da. Și o curte de 150 de metri. Este mai mult decât decent. Da, da. Adică... Da, pare o zonă, corectează-mă dacă greșesc, care nu e aglomerată vară așa de turism. Nu e rău, nu e rău, da. E turism, dar nu aici, aici nu ai ce să cauți, adică nu ai nimic de vizitat aici.
Și tot de Gordon, ala de sus de aici. Drăguț, foarte mișto de aici. Se vede foarte mișto. Deci că ar fi mai sus, un loc unde se vede și mai mișto. De acolo. Vedem. Nu rezistă paharul ăsta la noi în dubă, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Să zic, dacă mi spargi un pahar de ăsta... Atât costă viața mea, 50 de euro? Mamă, cum se vede de aici? Da, la popor. Așa, deci mai zi-mi o dată. Aici e Nice, în spatele muntele ăsta. Acolo e Canada. Trasă super, super drăguță. Vrei să le arzi sau să le mănânci? Ce vrea, n-o să faci, să le Acum o să mergem la o cascadă. Avem un nume pentru cascada asta? O cascadă. O cascadă generică, ca toate cascadele. Saut du Loup. Gen. I mean, fuck my life. O cascadă, deci. Rămânem la o cascadă. Ții păturica? Fără păturica. Fără. La masă, e ce frumos, ca oamenii, că nu suntem animale. Ana. Mai ai un euro, Bobo? Mai am un euro, nu? Sau poți să dai 2 euro, dacă ai un alt. Iai pe 2? Nu, că nu mai am. Nu mai ai mărunt deloc? Nu mai am mărunt, da. Mamă, păi de... Am lire. Nu mai avem mărunt, am făcut o treabă foarte bună în a-l eradica pe da, tot. Da, aveam portofelul plin. Era plin portofelul de mărunt. Cascade Saut du Loup. Și ceva, cum bag... Bagi aici, am selectez... Du person? Zwei person. Și doi, da? Antre du la turnichet. Aici, hai, antre hai. Tu. Antre, antre. Și antre și eu. Ok.
Ce tare. Da, chiar e mișto. Mă, chiar e mișto. Seamănă cu aia care s-a dărâmat la noi, te vezi? Da, da, da. Deși da. Eu n-am fost niciodată. Seamănă, acolo, undeva. Unde? Acolo. Ce se întâmplă aici jos? Hai, come on. Come on, iubi, keep up. Ah, nu s-a nimic. Ah, ce tare mișto că poți coborâ. Nu e nimic aici. Ah, cream că poți să cobor mai jos. Dar foarte mișto, foarte interesant sistemul. Bagi acolo, da. Poartă automată, gen. Da, da. Da, e super, a, uite că se vede și pe cameră cum pică apă pe noi, efectiv. E ca sistemul ăla de la terase, știi, vara, când dă cu apă. Deci așa arată un sat? Asta așa e sat? Arată un sat în sudul Franței. Asta este un sat în sudul Franței. Ok. Din cauza reliefului care este aici, da. Este un relief majoritar de deal, da. Coline, da. Deal slash coline, altfel nu poți să construiești un sat. Okay. Adică ai un sat care este un pic în sus, cum se vede, și un pic în jos. Da. Că nu-ți permite relieful să, ok, te duci în centrul Franței, vei găsi sate întinse ca la noi. Dar un sat în sudul Franței este cu palmieri, cu mimoze, cu violete. Dar ăsta este un sătuc franțuzesc. Scrie, zonă de zonă silențioasă, nici poluare, nici gălăgie. Sat. E sat, nu, nu, e sat. E mic rău, ăsta e tot orașul. Aici semnul ăsta e, nu mai mergi de aici, că din forma asta ajungi în forma asta, ajungi în mai multe bucăți, dacă treci cu aici. Sperăm să vă placă plimbarea asta chill alături de noi. Nouă ne place maxim. Și da, e foarte mișto satul, e altceva, e cu totul altceva față de un sătuc italienesc. Da, na, suntem în Franța, nu? N-are nicio treabă cu ce înțelegeți voi prin cuvântul sat, adică ce înțelegeam și noi prin cuvântul sat în România, dar așa arată lucrurile pe aici. N-o să putem să mergem și în restul Franței, acum, la tura asta, să vedem cum arată lucrurile și în altă parte a Franței, dar anul viitor, poate, nici nu știu când. Ai croissant pe tine. Așa-s grașii. Așa-s grașii, umblă mereu cu firmituri.
Da. Doar prin bulangerie? Da. Era bulangerie. Du-te singur că eu nu vin cu tine la bulangerie. Șefule, în capul meu era la mine la fofofon. Du-te, bă, de aici, mă, nu băgați așa ceva. Unul știe că atunci vrea să mă atași. Zicea, ăla, bă, hai, ale. Mai bun ca la din Carrefour? Da. Am găsit tarta asta de care zicea lumea pe live. Dar am găsit-o din întâmplare. Și nu în Saint-Tropez. O să mergem și acolo, dar până una alta. Și asta nu înseamnă că acolo nu o să mâncăm. Dacă ne place, știm și mai luăm. Cum se numește tarta? Tropezian. Tropezian. Tarta Tropezian. Din Saint-Tropez. E un fel de McChicken. Nu fii. Uite-te la el, uite. McFish. Arată bine crema aia, să vrăjea la bubiță. Ne dezamăgești? Trebuie să o încercăm acolo la mama ei acasă. E foarte bună, nu înțelege greșit, da? Da, e gura plină. Vorbești franceză? Nu, vreau să mă uit la tine. Mai bună chifla ca la Mac. Chifla nu-mi place. Crema îmi place, dar chifla nu. E bună. N-am înțeles. Nu e ceva... Wow. Mamă, wow, dacă n-ai încercat-o, ai trecut degeaba pe aici. Se numește milfoi. Milfoi. Da, și de asta mi-am zis. Este cremșnit. Cum? Milfoi? Mile. Mile, o mie. Mii de foi. Ca să ne înțelegem, uite, asta e următoarea noastră mașină, da? Tesla Model Y. Alb așa frumos, o colantezi, o jantele foarte mișto, nu-s de Tesla. Paul de Vance, da? Acum unde mergem? Aici, la restaurantul ăsta, există un tablou de Picasso. Unde? Care? Ah, da, da. Nuga, cum e? Asta e altceva. Și tare. E tare? E bună. Tu ce-ai adus-o? Ce altă? Vrei să-l luăm? Nu, dar cu miroase. E mai îngust ca ala din Veneția? Acolo la intrare, da. Aici nu. M-aș duce și mai sus, da. Nu știu dacă e casa cuiva sau nu. Mai bine nu. Orașul ăsta este primul în care am venit acum în Franța și cred că din toată excursia asta în care chiar se simte că lumea are foarte mulți bani, nu știu, eu așa am impresia. Te uiți la ei așa și îi vezi, le simți averea. Plus că pe străuțele astea pe aici miroase a 100 de parfumuri odată. Păi și ce, în Monaco n-a fost aceeași senzație? N-a fost? Nu i-am văzut eu pe ăștia, nu i-am văzut. Aici parcă-s mai aici, mai la vedere. Da, sunt mai mult. Da, pentru că te-ai plimbat mult pe stradă. Sunt convins că, da, și ei care stau în Monaco așa mulți bani, unde vin să-și ia și un tablou o treabă?
Vin și pe aici. Nu știu, aici am simțit, aici am văzut, așa, pe stradă, pe lângă mine. Se vede după cum sunt îmbrăcați, după cum merg, după cum miros. Știi cum mi se pare mie asta? Sunt convins că locuiește lume și aici. Dar mie mi se pare un orășel, așa, mai mult ca o, nu știu cum să zic, ca un bazar, ca o piață, ca un magazin mare, știi? Ca o piață mai scumpă. Exact. Ca un bazar scump, exact. Ca un bazar scump, da. Dar uite-te la plus asta neagră, de exemplu. Da, sau fotoliu, sau, exact. Adică oamenii caută altfel de chestii prin această parte a coastei de azur, să zicem. Aia era îmbrăcat în Versace, cred. Da. Complet. Da. Mamă, era și complet. Până și tu știi? Până și țăranul venit de la București. Complet. Era complet, până și lanțul de la cât era acela. Adică, pe bun. Era avea 30.000 pe ea. Da, ok. Cam îngustă treaba pentru mine. Da. Nu crezi? Ba da. Deci vreau să zic că aici este pentru prima oară în care ne-am simțit cu adevărat ultimii sărași de pe pământ. Ultimii boschetari. Îmi permis să ne-au înghițat de aici. Ultimii boschetari. Deci să vede pe fața oamenilor cât de mulți bani au. Și și în Monaco nu ne-am simțit așa. În Monaco nu, în Dubai nu. Dar aici, bă băiatule, nu știu de ce. Da, e mișto, e mișto orașul. Dacă vreți și voi să vă simțiți, veniți aici. Exact. Eu uite, eu de ce e în jos. Glumesc, eu glumesc, dar... Nu chiar, nu glumesc de tot. Are 4-4, exact! Exact! Da. Ce urcă, băiatul, băi!